Discuțiile din coaliție pe bugetul de anul viitor continuă. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat din nou aseară, într-o emisiune la Antena 3, că prioritare vor fi alocările pentru ministerele educației și sănătății. Trebuie să construim bugetul pe anul viitor și avem două ministere importante, Ministerul Educației, unde avem o promisiune la profesori și trebuie să o îndeplinim, Ministerul Sănătății, care să nu mai fie sincope pe anul viitor și nebugetat sistemul public la adevăratul consum. Avem două ministere, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii, în ceea ce privește reforma în administrație, să vedem să tăiem zecile de agenții din subordinea fiecărui minister și să aibă birouri unice de avizare. Vom face aceste ședințe până ne aliniem cu toții într-un fair play, într-un gentleman agreement. O să fac cu domnul Nicolae Ciucă, cu secretarii generali, cu cei doi vicepremieri, discutăm toate problemele, ne întoarcem fiecare la partidul lui și luăm hotărâri. Eu nu mai vreau să fac o coaliție lărgită cu niște domni sau niște doamne care, după ce se termină coaliția, unde ajungem la niște concluzii, ieșim și dinamităm din interior o coaliție. Premierul a dat asigurări că vor fi banii și pentru aplicarea noii legi a pensiilor, care va veni cu două majorări anul viitor. Normal că există bani, că nu... Legea pensiilor se va pune în aplicare. Anul viitor, pensiile vor crește de două ori. Odată la 1 ianuarie, cu 13,8%, și pe urmă, tot sistemul va trebui de pensii, vor intra recalculările și de la 1 septembrie va intra iarăși legea în vigoare cu recalculare. Este sustenabilă. Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 de lei. Asta este realitatea. Peste 60% dintre pensionarii din România au o pensie mai mică de 2.000 de lei. Cum să comentez eu așa ceva? Cum să nu fie o prioritate pentru oricine? Eu am înțeles, cred că în 2021, când era accidentul României premier, nu s-au mărit deloc pensiile. Am intrat în 2022, am avut o discuție cu domnul Nicolae Ciucă, total îndreptățită, și dânsul a susținut. Dumneavoastră înțelegeți, însă, domnule prim-ministru, că oamenii în momentul de față, și sunt vreo 5 milioane de pensionari, 5 milioane de familii, care în aceste zile se uită la aceste declarații și spun, domnule, într-adevăr, poate nu au bani. Că dumneavoastră aveți discuții, că domnul Brareș Bogdan, că nu știu mai cine, spun anumite lucruri, e una. Întrebarea pentru acești oameni, ce le răspundeți? De unde se iau banii? Banii se iau din bugetul statului. Pensiile se și impozitează, anumite pensii. Dacă eu nu sunt de vină. N-am închis cererea de plată numărul 3. Am înțeles, erau pensiile speciale, m-am la Bruxelles, am negociat, am închis cererea de plată numărul 3 în momentul acesta. Mai e jalonul 206, cu anumite discuții, culmea, acolo sunt micro-întreprinderile, dar o să negociem în continuare și o să închidem cererea. Aveam renegocierea PNRR-ului, mai ales acel 9,4, fiindcă nu mai puteam mări pensiile în România până în 2070. Așa a dus pe unul cap. Pe ăla care l-a dus capul să treacă 9,4, vine acum și scrie comisiei că legea pe care am trecut-o prin Senat nu e sustenabilă. Lege care a fost validată de către Comisie și de către Banca Mondială. Nu, dacă vor să războiască cu cineva, să războiască cu mine, nu am nicio problemă. Războiască cu Ciolacu, cu PSD-ul, cu cine vor ei.
Premierul Marcel Ciolacu dă asigurări, coaliția nu se rupe, iar guvernul nu cade. Reacția șefului PSD de aseară de la Antena 3 vine după ce au existat tensiuni în ultima perioadă între PNL și socialdemocrați, în special pe subiectul banilor pentru noua lege a pensiilor. Și racolările de primari din teritoriu au fost criticate de liberali. Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a fost cel mai vehement. Chiar și așa, Ciolacu este sigur că înțelegerea dintre cele două partide va continua. Deși l-a taxat dur pe Rareș Bogdan. Nu se rupe nicio coaliție și nu cade niciun guvern. Dacă se rupe această coaliție, vă spun foarte clar, înseamnă că acest proiect politic pe care l-am acceptat și eu și l-au acceptat și colegii mei într-un moment dificil al României, nu uităm ce era acum 2 ani de zile, prin într-o discuție bărbătească între mine și președintele Nicolae Ciucă, categoric, dacă cineva va ieși din această coaliție, eu îmi voi duce mandatul la Cotroceni. Fără deci nicio, în condițiile în care PNL-ul a ieșit din coaliție, în momentul acela demisionați? Categoric. Noi am stat în ședința de coaliție de luni aproape 5 ore. Și am luat mai multe probleme guvernamentale, în discuție, deoarece trebuie o decizie a coaliției și normal așa. Eu nu vă ascund faptul că multe dintre problemele pe care se ivesc la guvern nu le discut cu președintele Nicolae Ciucă. Dar e normal să ne întâlnim într-un fel. Atâta timp cât 5 ore nu ai comentat nimic, dimpotrivă, ți-ai luat informații, cum e normal, ca om politic, în conducerea unuia dintre cele două partide. Ți-ai luat aceste informații și după câteva ore, tu ieși în spațiu public, încercând, de fapt și de drept, să acoperi un gest nefericit, să mergi la piață cu un ceas de 30.000 de euro la mână să cumperi pătrânjel. Normal că românul se revoltă, e îndreptățit, în loc să ieși și să-i explici, domnule, l-am primit cadou de la soție. Mă întreține soția și mi-a dat cadou ceasul. Mi-a dat socră, mi-a luat nuntă. Presupun că era mult mai corect să dinamitezi o coaliție, astfel încât fals, numai cu știri false, astfel încât să acoperi știrea despre tine, înseamnă că ești domnul Rareș Bogdan nu e un om prost. Înseamnă că ești irresponsabil. Dar mai mult, dumneavoastră mai pentru mult, din ei... punctul meu de vedere, o spun fără nicio reținere. Înseamnă că ești un mitocan. Tu stai cu mine la masă 5 ore, discutăm problemele țării și pe urmă ieși la televizor și umpli televizoarele că tu i-ai atras atenția lui Iohannis, că PSD-ul fură românilor bani. Ce bani a furat PSD-ul? Ia, vreau să-i amintesc în ce situație am găsit România când am hotărât cu Nicolae Ciucă să facem această coaliție, în ce dezastru era, în ce criză socială era România, cu miliarde aruncate pe vaccinuri, cu bani furați în pandemie când noi stăteam în casă, cu pensionarii care n-aveau acces la sănătate. Eu pot să le reamintesc, că n-am nicio reținere. Iarăși învrăjbim pensionarii cu cei care muncesc pentru niște drepturi legitime. Despre ce vorbim aici? Cum să vii să vorbești slobod despre niște lucruri care n-au existat? Schimbul de replici a continuat pe Facebook. Primul vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a reacționat și a scris că, citez, în anii 90, Iliescu, Bârlădeanu și Marțian ne făceau golani și tratau presa liberă cu măi animalule, iar după 33 de ani, PSD-ul lui Ciolacu, Tudose și Stănescu, vopsit în culorile curcubeului familiei socialdemocrate, a trecut la mitocanule. Unele lucruri nu se schimbă niciodată, din păcate.
Guvernul continuă demersurile și negocierile pentru aderarea României la spațiul Schengen. Lupta se dă până în ultima clipă, a spus aseară la Antena 3 premierul Marcel Ciolacu. Președintele PSD a anunțat și că liderii social-democrați europeni l-au asigurat că susțin aderarea României la spațiul de liberă circulație. Ceea ce privește Schengen, eu am să mă lupt până în ultima clipă. Și cred că așa este corect. Am avut o întâlnire cu AMR-ul, cu primarii marilor municipii și am zis, domnule, cred că cea mai prostească zicală românească e cu capul plecat, sabia nu-l tai. Este cazul să ne jucăm șansele până la capăt. Cancelarul Nehammer, fiindcă nu Austria și nu austrieci, așa a transmis foarte clar că nu este de acord, fără nicio motivație. Eu am participat la Malaga, toată familia social-democrată europeană și am avut o rezoluție a Congresului, votată de Congres, cum că toți liderii social-democrați, fără excepție, susțin aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen de îndată. Mai mult, evidenția în acest moment a Consiliului European este a Spaniei, unde primul ministru Pedro Sánchez, în afară de o relație de prietenie, a spus foarte clar că va face tot ce ține de Spania și de el personal să închidem odată discuția cu spațiul Schengen. Cancelarul Scholz mi-a spus, Marcel, voi face tot ce ține de mine și de diplomația Germaniei ca să încercăm să influențăm decizia cancelarului Nehammer. Am înțeles astăzi de la domnul președinte Nicolae Ciucă că și PPE-ul, popularii, au avut o rezoluție cum că îi atrag atenția lui cancelarului Nehammer, care e popular, face parte din familia lor, să schimbe părerea. Din punctul meu de vedere, e prea puțin. Noi am avut în rândul socialilor democrați o problemă cu primul ministru al Slovaciei, care a avut niște declarații de susținere a lui Putin. Ne-am strâns și am luat decizia și l-am exclus din familia noastră. Dacă majoritatea din familia ta hotărăște să susțină România și Bulgaria, dacă nu ești de acord, eu cred că familia populară europeană ar trebui să ia o măsură, să-l excludă pe domnul Nehammer din familia lor. Așa funcționează democrația. Și dacă nu o fac? Păi nu. Există mecanisme pe care România să le folosească? Nu-mi plac nici minciunile, nu-mi place nici ipocrizia. Nu am înțeleg bunele intenții, dar am depășit linia roșie. Nu mai vorbim de bune intenții. Eu te iau de bună credință cât timp pot discuta cu tine. Dacă tu ești obtuz și noi am hotărât altceva, pleacă, domnule, acasă. Pleacă, domnule, tu din Schengen, dacă ți se pare că e migrație. Premierul Ciolacu a anunțat și că Bucureștiul blochează deja Austria în mai multe demersuri importante pentru ei ca răspuns la veto-ul pe Schengen. În primul rând, este o umilință la tot poporul român, la toți românii și din interiorul țării și din afară. E o nedreptate. Românii reacționează în acest fel când sunt nedreptățiți. Ei știu că România acum merită să fie în spațiu Schengen. Și a venit un cancelar al Austriei și a spus că el nu e de acord. Fără să justifice. Aici este marea drama noastră. Repet, când depășești linia roșie, fără nicio reținere, poți să fii oricine. Și în lumea politică. De ce facem în momentul acela e o decizie radicală. Nu ești cu noi. Îți spune Comisia, îți spune Consiliul, îți spune Parlamentul European, îți spune familia ta europeană, spune toată Europa că locul României este în spațiul Schengen. Și tu spui nu. Înseamnă că pe tine te dirigează altcineva. Nu, dacă te dirigează Putin, fiindcă tu importi în continuare gaze din Rusia, ești mai afară din familia noastră.
Pleacă tu din Schengen. Puneți sârmă ghimpată, treaba ta ce faci la graniță. Este blocată Austria de către România în toate demersurile în care, bineînțeles. De exemplu, nu participă la nicio operațiune NATO în acest moment. Bun, nu știu cât te interesează asta, dar vreme cât sunt foarte legați de ceea ce face Putin. În contextul actual, cred că interesează pe toată lumea. Vă reamintim, aderarea României la spațiul Schengen a fost respinsă de Austria anul trecut. Guvernul de la Viena continuă să invoce problema migrației, dar și că spațiul de liberă circulație este nefuncțional în actuala formulă. Ultimul Consiliu Justiție și Afaceri Interne va avea loc la începutul lunii decembrie, însă și de această dată este puțin probabil ca România să reușească să schimbe atitudinea vehementă a Austriei. Președintele PSD Marcel Ciolacu nu s-a decis încă dacă va candida pentru Cotroceni. Totuși, liderul socialdemocraților a spus aseară la Antena 3 că după 20 de ani este momentul ca România să aibă și un președinte de stânga. Nu am luat această decizie. Momentan avem alegerile europarlamentare. Totuși, și pe urmă... Suntem la un an de zile de alegeri și în momentul de față nu știm cine sunt candidații. Nici asta nu e normal. Dar nu este prima oară. Nu este prima dată, dar asta nu înseamnă că cred bine. Cred cu convingere că este cazul ca România să aibă un candidat și un președinte social-democrat. După 20 de ani de președinte de dreapta... Deci veți candida? Nu neapărat. Păi, dacă nu candidează președintele partidului, ce candidează? Sunt și alți oameni în România care sunt oameni autentici de stânga. V-am spus mai devreme, am stat de vorbă cu președintele Academiei. E o încântare. L-ați întrebat deci, și vrea să candideze? Nu am avut această idee, dar e o încântare să vorbesc. Un om de stânga complet. Un om care gândește de stânga. După crizele economice care au atins întreaga lume, nu numai România, după această criză majoră de securitate, temele principale, vedeți că încet, încet venim la bază. Temele principale sunt social-democrate. Românii și nu numai românii, întreaga Europa și întreaga lume are nevoie de o conducere de stânga. Alegerile prezidențiale sunt programate la finalul anului viitor. Palatul Arta de pe strada Batiștei din capitală va fi consolidat seismic. Clădirea, monument istoric, a fost construită între anii 1932-1934 și are nevoie de reparații. Lucrările, în valoare de peste 54 de milioane de lei, vor fi finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, a anunțat primarul general Nicușor Dan. Clădirea construită în stilul Art Deco, găzduiește din 1996 Centrul Cultural al Municipiului București. Scandale la Târgu Mureș între organizația locală AUDMR și prefectul liberal Ciprian Dobre. Maghiarii îl acuză pe prefect printr-un comunicat că își face treaba. Aceștia susțin că Dobre ar fi atacat mai multe acte administrative pentru a bloca activitatea primăriei Târgu Mureș, însă fără să spună concret despre ce este vorba. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, prefectul a clarificat situația. Ciprian Dobre a spus că doar a atras atenția că există neconcordanțe într-un regulament de funcționare, subliniind că UDMR trebuie să respecte legea. Prefectul a presupus că este vorba despre regulamentul de funcționare a activității de taximetrie și a subliniat că toate deciziile Consiliului Local, care au fost atacate până acum, au fost câștigate în instanță. Ciprian Dobre a dat asigurări că instituția prefectului din Mureș va continua să verifice legalitatea actelor normative. UDMR îl amenința anterior pe prefect că îl va apărâ guvernului. Decizie extrem de importantă între Statele Unite și China. Președintele american Joe Biden și omologul său chinez Xi Jinping au convenit să ia măsuri pentru a reduce producția de fentanil și să restabilească comunicarea militară la nivel înalt.
Cei doi lideri au discutat ieri față în față în California la mai bine de un an de la precedenta întâlnire. Președintele american i-a cerut de asemenea lui Xi să facă presiune asupra Iranului pentru a evita agravarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Întâlnirea celor doi a fost primul semn că Washingtonul și Beijingul vor să stabilizeze relația dintre cele două țări după luni de tensiuni. Rămâne însă problema Taiwanului, care nu a fost ocolită în timpul discuțiilor. Și a spus că preferința Chinei este reunificarea pașnică și a prezentat condițiile în care se va recurge la utilizarea forței. La rândul său, Biden a răspuns reiterând că Statele Unite vor menținerea păcii și a stabilității în regiune. Daniil Medvedev a obținut aseară matematic calificarea în semifinalele turneului campionilor de la Torino. Rusul l-a învins în două seturi, scor 7-6, 6-4 pe germanul Alexander Zverev. Rusul este neînvins în grupa B și are maximum de puncte după primele două etape, 2 din 2. Tot ieri, spaniolul Carlos Alcaraz s-a impus în fața lui Andrei Rublev, tot în două seturi, și rămâne în lupta pentru calificare de pe locul 2 din grupă. Etapa a treia începe astăzi cu meciurile din grupa A. Liderul mondial Novak Djokovic îl va întâlni pe polonezul Hubert Hurkacz, care l-a înlocuit în turneu pe Stefanos Tsitsipas, retras din cauza unor probleme medicale. Diseară, de la ora 22, Jannik Sinner are meci cu Holger Rune. Israel și Elveția au remizat aseară scor 1-1 în meciul restant din grupa de calificare pentru Euro 2024. Israelul a evitat înfrângerea pe finalul partidei după un gol marcat în minutul 88. Elveția a revenit pe primul loc în grupa de calificare la egalitate de puncte cu România, 16, dar cu un golaveraj mai bun. Israel este pe locul 3 cu 12 puncte. Rezultatul de aseară este bun pentru tricolorii, care în acest moment au calificarea în mână. Naționala are meci sâmbătă chiar cu Israel în Ungaria, iar marți va întâlni Elveția pe Arena Națională. Meciul se va juca pe un stadion plin. Biletele au fost sold out încă de weekendul trecut, anunță Federația Română de Fotbal.